Amanda The Adventurer este plin de secrete. Foarte multe din ele sunt întunecate. Jocul este chiar destul de misterios, însă are și el golurile lui când vine vorba de poveste. Astăzi aș vrea să dezbat subiectul cu originea lui Wally, însă înainte de a începe nu uitați să lăsați un like pentru a arăta susținere, așa că fără alte cuvinte să-i dăm drumul. Wally este al doilea personaj principal al show-ului Amanda The Adventurer. Acesta este o oaie vorbitoare ce stă pe două picioare și o însoțește pe Amanda în fiecare călătorie a sa. Pe parcurs putem să ne dăm seama și de personalitatea lui. O oaie speriată și neîndemânatică, dar totuși foarte prietenoasă. Atunci când demonul preia controlul Amandei, Wally începe să fie din ce în ce mai speriat, sau mai ales dacă o vede pe Amanda nervoasă. Încearcă să facă ce spune ea, de parcă ar fi șefa lui, pentru a nu-i face rău, semn că acesta știa că e posedată. De asemenea, la un moment dat, Amanda îl atacă și folosește scuza cum că s-a lovit la cap și îl duce la spital. Aceasta ne pune să alegem dintre trei instrumente de doctor, iar după ce alegem unul din cele trei, ne va spune pe față că ne-a păcălit și că le va folosi pe toate trei. Iar apoi se urcă pe Wally, iar apoi pare că a încercat să-l omoare. Și chiar asta face după ce se termină tape-ul, fiindcă după aceea, în cel în care Amanda ne dezvăluie secretul său, vedem la început că Wally e absent, asta semnificând faptul că a murit. De asemenea, acela e un ending real. Mai există și o variantă fake când Wally e măcelărit atunci când intră în măcelărie, dar nu are o importanță la fel de mare, evident. Are un ending fake, așa că nu prea contează, dar ideea e următoarea. Rebecca Carlton avea un frate. Ne putem da seama după tabloul perioada alfa a jocului, care o avea pe aceasta alături de fratele ei, un frate anonim deocamdată, însă putem vedea clar că și ochii acestuia sunt tăiați, ceea ce semnifică faptul că e mort și probabil a fost și el transpus în dimensiunea virtuală a Amandei. De asemenea, și tatăl Rebecca-i, Sam Carlton, a fost dat dispărut și probabil și el a fost transpus tot acolo. Și același caz are legături și cu mătușa Kate. Nu știu de voi, dar presimt că toate astea au oarecare legătură cu omul ciudat în roșu de la final. Probabil acesta reprezintă faptul că unul din sufletele prinse acolo, mai exact sufletul lui Wally, a fost eliberat. Adică ceea ce posedă sufletele în lumea virtuală trebuie să fie distrus. Iar în cazul lui Wally, măcelărit. După care Amanda să zică secretul ei, iar apoi sufletul prins acolo va fi dat afară. Însă țineți minte, este doar o teorie. Sufletul lui Wally a fost eliberat din corpul virtual, iar abia apoi a fost dat afară din lumea virtuală, sub forma unui bărbat ciudat. Omul ăla, cu siguranță, e cineva care vine din lumea ciudată, deoarece nu avea altă cale de intrare și mai ales să apară din senin. Mă gândesc că poate sufletul și-a și recăpătat forma umană, ceea ce mă face să concluzionez că acela este într-adevăr Sam, deoarece doar el ar fi putut avea o așa postură. Într-adevăr, faptul că ar fi mătușa Kate ar arăta mult, special că aceasta ar lua foarte în serios cazurile. Și da, ar avea oarecum logică să fie ea, deoarece era urmărită de demon și spre deosebire de semn care știm că doar a dispărut, despre trecutul ei știm și mai multe detalii, însă dacă stau să mă gândesc, acela e 100% un bărbat. Nu poate fi femeie, așa că putem trage concluzia că acela este Sam și totodată sufletul lui Wally. Nu se știe ce s-a întâmplat cu fratele Rebecca, nici cu mătușa Kate, dar rămâne de văzut pe viitor. Până atunci, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut și mai aveți episoade de genul, nu uitați like, share, subscribe, cât mai multe comentarii, serverul de Discord, în descriere. Eu am fost Slimer, ne mai auzim.